Acest material aparține televiziunii române. Publicarea lui online se face numai în scopuri educative. Nu se realizează monetizare. Urmăriți PVR Cultural. Arta nu spune doar povești frumoase. Arta vorbește și despre durere și umanitate în toate formele ei. Un student la conservator a fost condamnat la muncă silnică de regimul comunist. A avut o viață tristă, sfârșită în cimitirul săracilor din Galați. Aflat la bicaz, umilit, bătut, batjocorit, compune o doină de pușcărie. N-ar fi aflat nimeni de ea dacă nu ar fi fost aleasă în filmul cel mai iubit dintre pământeni. E acea secvență legendară în care Ștefan Bănică e provocat de Ștefan Iordache cu cântecul La Chilia în port. Mike Godoroja și Marius Mihalache au fost fascinați de această poveste și au plecat în căutarea autorului piesei, Puiu Spiru, lăutarul deportat. O poveste fascinantă despre care vom vorbi astăzi seară chiar cu Mike Godoroja, invitatul nostru în studio. Bună seara, mulțumesc foarte mult că ai venit și îți mulțumesc că, iată, lansați un nou cântec, dar un cântec cu o poveste profundă, complexă. Da, este o întreprindere pe care am început-o acum 3 ani de zile împreună cu Marius Mihalache și a durat atât de mult pentru că nu este o piesă de care să te atingi ușor. Sigur că impactul pe care l-a avut filmul și mai târziu o serie de piese lăutărești au preluat-o și au schimbat-o din titlul original La Dobrogea, așa cum l-a scris Puiu Spiru, căci el este autorul piesei, în La Chilia în port, a făcut practic din piesa aceasta o piesă națională. Dar spune-mi, cum ați ajuns la poveste? Cum s-a întâmplat acum 3 ani? Ce s-a întâmplat acum 3 ani când ați început acest drum împreună? Uite, am găsit pe net această fotografie. Vezi că s-a schimbat. Care este al Puiu Spiru. Da. Și am fost foarte intrigat de faptul că este atât de puțin cunoscut cât este cunoscut Ionel Tudorache, de exemplu, practic este hitmakerul acestei piese. Și intrând să citesc povestea lui, mi-a dat seama că el este de fapt o figură de legendă pentru panoplia deținuților politici. Practic, el n-a fost declarat un erou, nici n-ar fi putut să aibă șansa de a deveni un erou, pentru că el a fost unul dintre mulți care s-au chinuit în acea perioadă, el a fost la bicaz. Dar piesa, ceea ce m-a frapat, are o corespondență peste mări și țări. Vorbești de frații Cohen. Da, cu o piesă, să zicem, din istoria muzicii country, care se numește I'm a Man of a Constant Sorrow. Eu sunt un om al permanenței tristeți. Și care este piesa centrală a filmului Oh Brother, Where Art Thou? A fraților S-a tradus Cohen. Marea Hoinăreală, m-am uitat pe internet. Da. E un film din anul 2000. Da, este o traducere nefirească, dar it doesn't matter. Ok, e important francezii. Să spunem și titlul românesc pentru cei care recunosc după titlu. Filmul m-a frapat, mi-a plăcut. Este unul dintre filmele favorite, dar piesa are corespondențe de mesaj și de trăire puternice. Ori eu provenind ca pregătire dintr-o zonă de jazz și blues, unde mă simt la locul meu, mi s-a părut mai degrabă interesant pentru noi, pentru mine și pentru Marius, să facem un demers creativ și nu unul de cover, nu unul de replică. Și cum ați făcut? Cum ați adus la oaltă doina cu bluzul și
Cum au decurs? Au fost experimente de laborator în studio la mine sau la Marius. Marius, de fapt, a și cântat cu Ștefan Iordache, da. A și participat în filmul Ștefan Șerban Marinescu, cum și Marius a declarat-o în realizarea acestei piese. A fost o permanentă căutare. La început nu făceam decât să facem o copie, o neinteresantă replică. După care am început să intrăm în domeniul ăsta al balansului și feelingului de blues, bluesul fiind un limbaj universal, el nu mai e un apanaj al teritoriului nord-american, deci nu poți să spui, ai băgat cultura americană. Nu. Cum nici folk-ul, nici jazz-ul, nici rock-ul nu mai aparțin teritoriilor de origine. Și lucrând în zona asta, Marius, fiind un foarte bun cunoscător al muzicii răutărești și pe de altă parte cântând jazz, eu fiind în teritoriul de blues rock prezent, s-a întâmplat o chimie pe această piesă. Iar rezultatul a apărut de-abia acum și este și o producție de studio foarte laborioasă, așa ca date de... să zicem că ar putea fi o premieră, este o piesă compusă eminamente analog, adică fără computer. Fără computer, așa cum se făcea odată. Da, pe bandă am înregistrat-o, pe echipamente cu lămpi, n-a fost un milimetru de digital în această producție. De asta poate am citit undeva că nu mai respectați nicio regulă din vechile colaborări, voi doi. Da, adică ne-am învins propriile cutume. Într-un fel, și eu și Marius, care este împreună, cu care sunt împreună de aproape 25 de ani pe scenă, ne creasem niște reflexe artistice. Și nu a fost greu să renunțați la ele? Ba da, și ne-am asumat un risc. Acest risc pentru că piesa asta este puternic, are o puternică amprentă emoțională în rândul publicului. Dar chiar, care au fost reacțiile? Reacțiile au fost majoritare de wow, minoritare de incriminare, ceea ce per ansamblu a fost, cred că în afară de piesa Vă rog să aveți o viață frumoasă, care a intrat în repertoriul de nunți, aceasta este următoarea piesă care a creat valuri în... și va face parte din albumul Viață, este o trilogie, Iubire, Armonie, Zbor. Oamenii, pe de o parte, au fost foarte surprinși de direcție, pe de altă parte, cei cu wow. Ceilalți însă n-au acceptat absolut deloc schimbarea față de original. Ăsta e riscul pe care noi ni l-am asumat, pe de o parte, iar pe de altă parte e foarte ofertantă din punct de vedere estetic. Piesa la bază este nu numai un imn al durerii, dar este și o formă de expresie foarte sinceră. Mai avem un minut din discuție și te-aș întreba ce urmează pentru tine. E începutul unei noi etape, mergi pe drumul ăsta, o să mai cauți alte piese pe care să le abordezi în același fel sau te întorci în zona ta de confort și... Este o etapă, sau mai bine zis, o fațetă dintr-un evantai stilistic, așa cum va fi înfățișat publicului albumul Viață, care, repet, este o trilogie, un triplu album. Este o experiență de o viață pe care o am pe scenă și ca atare acolo sunt excursii în folk, în muzică progresivă, în blues, în rock music, în jazz și așa mai departe. Aș putea spune că este un sumum al propriilor mele așteptări. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit să ne împărtășești și nouă aceste lucruri și te mai așteptăm să vorbim despre proiectele tale viitoare, pentru că nu ne-am mai văzut de mult, de aproape un an, și noi suntem aici și tu lucrezi mult și vino să mai stăm de vorbă pe tema asta. Am chiar un lucru de surpriză pe viitor. Așa facem, te așteptăm aici. Mulțumesc mult de tot și felicitări încă o dată. Puiu Spiru s-a născut în 1926 în Luncavița, Tulcea. Părinții lui erau oameni înstăriți din comună, familie de senatori de Tulcea.
În 1947, Partidul Comunist îi trimite părinții la canal, le confiscă proprietățile, iar el este exmatriculat de la conservator și trimis la muncă silnică, la Bicaz. În acești ani este bătut, batjocorit, distrus psihic de liderii noului partid. După o viață extrem de chinuită, a fost înmormântat în cimitirul săracilor din Galați. Puiu Spiru a compus cântecul La Dobrogea în 1948, aflat la muncă silnică la Bicaz. Acest cântec este interpretat astăzi sub denumirea de La Chilia în port. La Chilia în port, Chilia în port. Național.
Așa,